Începând de luni, 18 mai, în Comuna Lerești încep măsurătorile proprietăților cetățenilor din comună. Lucrările se vor realiza în mod gratuit prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară realizată pe fonduri europene. În urma solicitărilor autorităților locale, Comuna Lerești a fost selectată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru ca locuitorii să poată beneficia de acest program în mod gratuit. A fost licitația organizată la București, s-a desemnat câștigătorul, iar săptămâna aceasta am avut întrevedere cu firma care a câștigat licitația. Am stabilit un program de comun acord. De luni încep lucrările. Vom începe de la gardă înspre Lerești. Vor fi 2-3 echipe de cadastriști care vor măsura fiecare proprietate care nu are cadastru și noi vom anunța din timp cetățenii pe sectoare, pe ulițe, pe măsură ce dumnealor înaintează cu măsurătorile, pentru noi o să informăm cetățenii din timp cu 2-3 zile înainte pentru a fi acasă, a prezenta documentele pe care le au pentru a asigura accesul în proprietăți a echipelor de cadastriști care vor măsura imobilele. Noi la primărie punem la dispoziție un servus pentru cetățeni care vin să și depună actele, iar pe măsura derulării acestui proiect, pe etapele care vor fi, îi vom informa și vom ține la curent pe toți dacă sunt obiecții, dacă sunt contestații vis-a-vis de aceste măsurători. În teren vor fi câte 2-3 echipe, iar lucrările se vor desfășura de la gardă spre Lerești.